Ați folosit-o de unde ați cumpărat-o? La Crujana, adică era cea mai bună marcă din țară, zicea Dermata. Dermata și Mocionița. Dar de când am venit aici la Cluj, numai de la Crujana am înțelesat. Și am, acum am pantofi tot ce am de la Crujana. Și cam cât vă ține o pereche? Doamne, păi eu, vedeți că eu nu prea ies în stradă. Și de când a murit bărbatul meu, ia că-s 40 de ani, în fiecare vară m-am dus la țară acolo și acolo umblu în papuci, pentru că umblu pe brează și nu pot cu pantofi sau cu pantofi înalt. Nu mai pun pantofi înalt, că aveam de 5 cm, acum nu mai sunt tari. Aveați anumite modele preferate? Da, sigur. Nu modele preferate, dar un pantof care arăta bine. Și atunci s-a purtat toc înalt de 3-4 cm. Și așa cumpăram. Acum nu sunt tare să-l pun nici fără toc. V-a părut rău că s-a desfințat fabrica clujana? S-a închis atunci. Poftiți? Clujana, când s-a închis. Da, s-a închis, dar mare mi se pare niște magazine. Au redeschis-o cu producție mai puțin. Da? Da, n-am mai fost în oraș. Că n-am nevoie. Nu m-am mai dus în magazine de ani de zile, că nu trebuie nimic. Nu trebuie cam. E și al doilea, dacă sunt atât de supărată pentru copil, nu mai am dorința să cum să spun, să mă gătesc. Nu mai am dorință. Sunt sănătoasă, numai asta e durerea care o am la spate, dar asta nu e de mult. Am fost sănătoasă, n-am avut nimic, nu m-a dorit nimic. De când eu m-am atins, după moartea lui bărbatul meu, am început cu tratamentul. De ce? Că v-am spus că pentru mine n-am făcut niciodată nimic. Dar la Zalău, la Raion, am lucrat cu o doamnă, îi zicea Bercovici, care era șeful serviciului prevedere, deci la casa de pensie. Și ea era evreică. Vreau să serviți, mai serviți de aici, așa, de prăjitură. Vreau să serviți. Așa, și lucram împreună. Și i-a murit bărbatul. Bărbatul a murit la vârstă de vreo 25-30 de ani. Că știți că bărbatul ăsta, evrei, a fost ridicat. Și a fost bătut și cine, și bărbatul era procuror. Și eu am fost la Zalău, am fost la cantina funcționarilor. Cum am spus, cu gestiune. Eram în comitet de conducere, dar eu conduceam. Era numai ungur, numai eu și cu șeful contabil eram români. Și cum era atunci, după refugiu? Prefera oamenii ăștia. Dar m-au înțeles foarte bine, foarte bine cu toată lumea. Zătăreasă era... Toți a fost, era unul. Și ei menajau. Știu odată așa ca fapt divers, am avut o discuție cu bucătăreasa. De ce? Eu în fiecare dimineață mă spuneam la ora 5. Aveam trei porci, eram la Zalău, aveam trei porci, 30 de rase, că rasele creștea repede. Că nu era piață, în timpul rușilor, când era țara ocupată, nu era piață. Pentru că ei, rușii, se ducea și lua toate produsele vieților oameni. Și oamenii nu mai veneau la piață. Și mi-aduc aminte, parcă vine rău și acum. Și creșteam. Cum v-ați obișnuit cu limba maghiară? Păi am trecut printre ei. N-ați învățat? Ba, nu puteam să pronunț. Dar gazda, unde am stat eu, era unguroaică, m-am fotografiată. Era unguroaică și nu știa deloc românește. Dar de o bunătate fără egal. Când am născut pe băiatul care e la Ploiești, a doua zi, bărbatul meu a primit telefon să se ducă la Zalău,
pentru un lucru de miroș. Eu eram la Supur, era departe de la Supur până la salon. Bărbatul meu pleca luni dimineața, era întuneric, atunci avea tren direct, și venea sâmbătă noaptea. Și eu eram singură. Această unguroaică, dar n-am numit-o unguroaică, am numit-o un om de mare valoare. Când vedea, nu era atunci lumină electrică, era lămpi. Când vedea lampa aprinsă, să scula și ori femeie, dar nu știu unde o fi. Asta că să vă arăt, să vedeți ce navilă de om și să scula și avea două rânduri de casă, de casă. Un rând pe aici, un rând pe aici. Și pe aici mergea carele, dar în curte la ea. Și așa mă nimerisem, eu eram vis-a-vis de unde, de apartamentul dânsei. Și când vedea lumina aprinsă, se scula din pat o namilă de om grea și vedea în geam. Atâta afla, se deschide. Și era copilașul în brață. Deschidea. De copilul. Culcă-te. Nu mă culc, Biro, nene. Nu pot să dorm. Culcă-te. Că ești tânără. Trebuie să dormi. Da, ce să dorm? Cum puneam capul și dormeam. Nu ca acum. Dormeam dusă. Și sta, când mă deșteptam fricoasă, că unde e copilul? Dânsa era copilul în brață, sta lângă mine, vedeți ce caracter, sta lângă mine și eu dormeam. Deci de Vironeti, cât e ceasul, vai de mine, lasă bine că ai dormit, bine că ai dormit. Și pleca, să rămână, ea mi-a botezat copilul și de asta zic, sunt oameni și oameni, dar când am refugiat, eram la Bogota, că bărbatul meu v-a spus, a fost chemat pentru lucruri de birou și a lucrat la Zalău, lucruri de birou, 7 luni. Și eram cu 2 copii, la Bironeni. După 7 luni i-a dat percepția asta, Bogota. Ne-a mutat acolo. Ne-a mutat acolo în septembrie 39 și în septembrie 40 am plecat. Am trecut prin timpul destul de greu și am refugiat cu copiii în brață fără de nimic.